Și acum vom bea un ceai împreună cu unul dintre exponenții tinerii generații și când zic asta mă refer în primul rând la anul tineretului declarat în Republica Moldova. În ce constă acest an al tineretului sau cum simțim noi tinerii acest motto mai exact al anului 2008? Vom vedea și în această dimineață, dar și pe tot parcursul anului 2008. Alături de mine este Tudor Darie. De fiecare dată aveam dubii cum să-l prezint, pentru că ba era membru unei organizații de tineret, ba era vorba de jurnalist pentru tineri, ba era vorba de radio pentru tineri. E bine, acum o să zic că e director general al unui organ media pe internet. Sunt un șir de site-uri. Poate vom vorbi despre unele dintre ele și în această dimineață. Tudor, bună dimineața din start! Hai să vorbim despre acest an al tineretului din prisma ta, tu care ai și făcut parte dintr-un Consiliu Național al Tinerilor, era vorba și despre niște politici de promovare a tinerii generații. A fost foarte mult mediatizat acel congres al tinerilor, apoi s-a tăcut o bucată de timp, acum avem deja un an al tineretului. În linii generale ne putem doar bucura că există un an al tineretului, adică intenția este una nobilă. Ai spus corect că am fost implicat o bună perioadă de timp în sectorul neguvernamental de tineret, pe atunci când colaboram, activam în cadrul Consiliului Național al Tineretului, ne străduiam de fiecare dată la întrunirile pe care le aveam noi cu autoritățile să promovăm ideea de a majora bugetul pentru acțiunile de tineret. În același timp, tinerii se devină o prioritate de stat la modul practic. De fapt, aș încerca cu un mic istoric. În anul 2003, în luna decembrie, a fost aprobată o strategie națională în domeniul tineretului. Au fost realizate o bună parte din acele prevederi, dar ceea ce vreau să spun este că în introducerea acestei strategii este menționat că tineretul reprezintă o prioritate de stat în Republica Moldova. Adică tinerii reprezintă o chestiune foarte importantă pe agenda autorităților. Pe când, la modul practic, din 2003 până în anul 2007, 4 ani când am fost implicat activ, m-am convins de faptul că acestea sunt mai mult vorbe decât fapte, pentru că de fiecare dată când comparam bugetul alocat pentru acțiuni de tineret, se primea o sumă infimă comparativ cu alte direcții. Poți să dai și niște cifre acum, dacă le reții? Da. Inițial, pentru cultura generală. Inițial, bugetul era unul comun pentru tineret și pentru sport. Lucrul ăsta era în anul 2002-2003, ca în anul 2005, după alegerile parlamentare, Departamentul Tineret și Sport să fie comasat cu Ministerul Educației, astfel încât a fost format Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Da, mai apoi iarăși sportul este Agenția Națională a Sportului, care exact. Este iarăși separată. Odată cu schimbarea respectivă, un lucru îmbucurător este faptul că s-a divizat sportul de tineret. Da? În acest sens avem un buget separat pentru categoria sport, un buget separat pentru categoria tineret. Din 2005 până în 2007, bugetul a fost majorat de la 1 milion de lei la 3 milioane de lei. Adică creșterea este, dar la modul practic, noi cunoaștem că Republica Moldova există în jur de 1 milion de tineri și atunci se primește cât? Calculat și singur, câte în jur de 2-3 lei pentru fiecare tânăr este alocația statului în domeniul tineret. Evident că există alocări și prin intermediul altor ministere pentru tineret, dar în linii generale, dacă comparăm aceste sume cu sumele care există în Uniunea Europeană, atunci observăm că de zeci de ori se investește mai mult în tineret decât în Republica Moldova, deși autoritățile declară că tineretul reprezintă o prioritate. Dar ținând cont de condițiile economice ale Republicii Moldova, nu cred că acum ar fi cazul să cerem mai mult, pentru că nici în celelalte domenii nu avem parte de bugete mai mari. Ok, haideți acum mai la concret să ne referim la acest an al tineretului. Spuneam că este o inițiativă interesantă, nobilă chiar, da? În același timp putem să analizăm un pic cum s-a declarat acest an al tineretului, pentru că cred că persoanele care cunosc un pic în ce privește pregătirea unui buget de stat, în luna august-septembrie deja bugetul pentru anul viitor este în linii generale deja elaborat, se fac unele mici rectificări și ulterior se înaintează la Ministerul Finanțelor și pentru vot în Parlament. Păi, în luna august-septembrie nimeni nu știa de o astfel de inițiativă. Ea a fost declarată la finele anului 2007, începutul anului 2008, adică s-a declarat în prist format un grup de lucru care urmează să elaboreze un plan național de acțiuni în domeniul tineretului, adică exact pentru acest an. Acest grup de lucru este condus de însăși președintele Voronin și la una dintre întrunirile care a avut loc, organizațiilor de tineret li s-au solicitat acțiuni pe care acestea urmează să le implementeze pe parcursul anului 2008. Deci ce se întâmplă?
Autoritățile au declarat anul 2008 drept anul tineretului, dar se colectează toate activitățile organizațiilor de tineret care sunt finanțate, evident, de alți donatori deja. Adică nu se întreprinde nimic practic, decât doar încercarea de a demonstra ulterior că în anul tineretului s-au realizat foarte multe lucruri. Ce ați vrea voi concret să se facă? Acțiuni concrete. Și când spun acțiuni concrete, cred că putem înainta o idee, o înaintez absolut gratuit, nu am să solicit pentru această idee niciun leu. Din punctul meu de vedere, este necesar crearea unui fond național pentru anul tineretului. Pentru că în acest mod autoritățile vor putea demonstra că au o inițiativă frumoasă, evident, dar să vină și cu niște acțiuni concrete în susținerea acestei inițiative. Dacă va fi creat un astfel de fond național în domeniul tineretului, care să, evident, să aibă o valoare de, cred eu, cel puțin 50 de milioane de lei, astfel încât prin intermediul unor concursuri de granturi publice, organizațiile de tineret să poată primi fonduri de la stat pentru a implementa activități în vederea susținerii tineretului. De altfel, tot ce se declară acum sunt doar vorbe goale și au o altă explicație, mai puțin ortodoxă. În acest sens, cât de unite sunt grupurile de tineret? În general, suntem, hai ca să nu mă exclud nici pe mine, suntem noi o forță capabilă de a ne aduna împreună și de a bate la ușa autorităților? Să vedem. Acum, din lucrul pe care l-ai făcut tu de zi cu zi pe parcursul anilor, elevii, studenții, tinerii din mediile rurale, sunt o forță dacă se unesc cu toții? Sau autoritățile publice locale și autoritățile statului sunt conștiente de faptul că tinerii sunt o forță dacă se adună? Și aici nu mă refer neapărat la meeting-uri și demonstrații în stradă. Sunt convins că autoritățile își dau seama că tineretul reprezintă o forță, pentru că reprezintă aproximativ o treime din numărul total al populației. Uh-huh. E absurd să ignori un astfel de număr mare de oameni. Și faptul că autoritățile sunt conștiente de importanța tineretului demonstrează și acest pas, declararea anului tineretului, anul 2008. Eu am să fiu sincer și am să spun ce se discută acum și care este starea de spirit în sectorul neguvernamental de tineret. Am discutat cu mai mulți lideri ai organizațiilor de tineret puternice, da, influente în Republica Moldova, și temerea acestor organizații de tineret este faptul că anul 2008, fiind un an preelectoral în Republica Moldova, se încearcă utilizarea organizațiilor de tineret în scopuri electorale, pentru ca, respectiv în 2009, să obțină careva avantaje partidul aflat la guvernare. Îmi pare rău, dar asta este situația, asta consideră organizațiile de tineret și inclusiv este și opinia mea. Bun, dar sunt foarte mulți alți lideri politici. Ar fi bine ca în acest an preelectoral, dacă atât partidul aflat la guvernământ, cât și ceilalți lideri politici, care cu siguranță vor și ei locuri în Parlamentul viitor, ar da ceva pentru tineret. Nu cred că nouă ne-ar displace faptul acesta. Bineînțeles, în momentul în care merg la urna de votare, îmi dau votul pentru cine cred eu. Poate că ar fi cazul să se implice toți cei aflați în Parlament, nu vorbesc acum de grupul de inițiativă care a lansat această idee anului tineretului, că până la urmă nouă ne-ar place să ne ajute toată lumea. Exact, ai dreptate, pentru că în Parlament există diferite partide politice și spuneam că ar fi corect să fie creat un astfel de fond național pentru tineret și decizia respectivă ar urma să fie adoptată de către deputații din Parlament și în acest caz se va vedea o voință sinceră din partea tuturor partidelor, nu din partea partidului care acum conduce Republica Moldova. Pentru că dacă ne uităm la moment în bugetul de stat pentru 2008, nicăieri nu vom găsi fonduri suplimentare pentru realizarea unor activități din domeniul tineretului în acest an. Decât doar, iarăși, acel buget mic pe care îl are Ministerul Educației și Tineretului pentru acțiuni de tineret în fiecare an. Tudor, eu îți mulțumesc pentru această discuție. Sper că tinerii noștri să se unească și poate toți odată, dacă batem la ușă, sunetul va fi atât de puternic cât acesta în sfârșit va fi auzit. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și aș spune doar în final că deja discuții referitor la implementarea acestui an a tineretului sunt intens discutate pe internet, pe diferite forumuri, pe diferite bloguri, și aș încheia cu o idee că nu este atât de, spunem, greșită acțiunea, ceea ce fac acum chiar și guvernanții noștri, este mai mult condamnabilă inacțiunea sau lipsa de acțiune. În acest sens, invit toți telespectatorii să ne implicăm mai activ și în final să putem beneficia de acest an al tineretului. Și în concluzie, bate și ți se va deschide, iar noi luăm o pauză, una muzicală.